Bună ziua și bun venit, ca să zic așa, în Muzeul Aviației și Aviatorilor din cel de-al doilea război mondial, în comuna în care s-a născut Alexandru Șerbănescu. Sunt Eleonor Arbănaș, președintele Fundației Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu. A fost o implicare a administrației publice locale foarte frumoasă, astfel încât din 2006 până astăzi, în 2020, proiectul, program, a devenit ceea ce avem acum aici, o redută în calea neuitării. Muzeul acesta, așa cum spuneam, este finalizează un proiect amplu. Este tot ceea ce ar mai fi putut să fie sub aspectul prezentării istoriei, acestei pagini de istorie a aviației și a aviatorului Șerbănescu, care a adus cu el, practic, pe toți camarazii. Rămâne însă comunității locale să beneficieze, să în ghilimele, să profite de tot acest ansamblu pentru a dezvolta în zonă un circuit cultural istoric. Dar, efectiv, muzeul în sine a fost gândit de mine, așa cum îl vedeți, și constituit și așezat tot ceea ce vedeți, având alături un mare om, un mare suflet, pe profesorul Mirela cel Mare, care este și reprezentantul fundației în zona locală. Ce să vă spun, oamenii aceștia au fost, unii m-au sprijinit moral, ceea ce înseamnă foarte mult, alții, aș vrea să numesc aici și un mare om care se numește colonel doctor Marin Vasile, care întotdeauna a fost alături de fundație. Amenajarea muzeului însă, să știți că a presupus foarte multă muncă și munca aceasta a fost susținută și de domnul comandor Breazu. Acest muzeu e ca și copilul meu, fiindcă împreună cu doamna Eleonora am contribuit, după puterile mele, să dau o mână de ajutor ca să înființăm acest muzeu, care îl vedeți cât de frumos este, e detalie națională, nu mai există așa ceva. Am venit cu această machetă de avion, să completez panoplia machetelor de avioane care au existat în timpul războiului, care au fost contemporane cu avioanele pe care au zburat erou, capitan, aviator Alexandru Șerbănescu. Acesta este un avion german de bombardament în picaj, Junkers 87, Stukas renumit, așa, prin precizia cu care bombardam picaj, tancuri, obiective, poduri, eu știu ce gări, ce misiune aveau ei de făcut. Și donez această machetă pentru muzeu, pentru înaintașul meu, pot să spun comandantul meu, așa, cu mulți ani înainte, acum 76-77 de ani, capitanul Alexandru Șerbănescu a fost comandantul grupului 9 vânătoare. Inițial a fost format ca și vânător de munte, a fost un ofițer de carieră deosebit de pregătit, un sportiv excepțional, iar în 1940 a trecut la pilotaj. Trebuie să ne amintim neapărat de acea zi de 18 august 1944, când aviația anglo-americană, aliații, au atacat teritoriul național. Gândiți-vă că noi atunci nu mai pistonam decât de 12-14 avioane de luptă. Alexandru Șerbănescu, împreună cu ceilalți 12 colegi ai săi, s-au ridicat la interceptare și a avut loc o luptă foarte crâncenă și dureroasă totodată pentru noi, între 13-12 avioane românești și peste 600 de avioane anglo-americane.
Cu puțin timp înainte de a decola, Șervănescu a spus următoarele cuvinte care eu cred că vor rămâne în istoria națională, precum au fost și alte fraze deosebite. Nu pot lăsa inamicul, oricât de mare și puternic ar fi, să intre în țara mea ca într-un sat fără câini să o pustiască. De va fi nevoie, voi lupta singur. Și asta s-a întâmplat atunci. A fost doborât, a fost o mare pierdere pentru noi, pentru România în general. Gândiți-vă că a fost un ofițer decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, era cavaler al Ordinului Mihai Viteazu, Ordinul Național Steaua României, Crucea de Fier Germană, Coroana României, Virtutea Aeronautică. Era un om desăvârșit, un om deosebit, cu o vastă cultură. Numele meu Dan Melinte, pasionat de aviație, documentarist. Este uniforma de ofițer aeronautică regală română din perioada războiului. Gradul este capitan aviator, același grad care l-a avut Alexandru Șerbănescu în ultima lui misiune de luptă. Dane, de unde dragostea pentru aviație și pasiunea în general pentru istoria aviației? Pasiunea a plecat ca alte pasiuni de mic, de copil. Bineînțeles, dragostea de avioane, machete de avioane. Și bineînțeles, am citit primele mele cărți care m-au impresionat. Au fost cărți despre aviatorii români. Prima carte scrisă de Radu Teodoru, Mai jos de Steaua Polară. În această carte, pentru prima dată, am aflat despre eroii români din al doilea război mondial, aviatori, domnul general, acum în rezervă, Ion Dobran, capitanul aviator Alexandru Șerbănescu, prințul Bâzu Cantacuzino, capitan aviator și el în rezervă în timpul războiului. Este foarte important ca noi să ne cunoaștem istoria și trecutul pentru a avea pe mai departe grijă de ceea ce va fi. Mai ales în acest context în care începe tot mai mult istoria să fie lăsată deoparte, globalizarea să-și facă loc dând din coate, să zicem. Trebuie ținut cont și de latura umană, faptul că acești oameni la vremea respectivă erau și tineri, cum am fost și noi, sau cum sunt mulți. Vrem să le aducem în lumină faptul că acea generație a luptat și n-a avut parte, să zicem, de o liniște așa cum au avut multe alte generații după. Oameni care știau că, deși puteau să dispară fizic, n-au pregetat și n-au avut nicio frică de exemplu, în cazul Șerbănescu, n-a se ridica în aer și a-și apăra țara în fața inamicului care venea și bombarda. Reprezentăm Fundația Aviator Șerbănescu, cel care s-a născut în Comuna Colonești și este normal să abordăm această perioadă, sigur, fiindu-ne un obiectiv extrem de important în ceea ce facem noi de, practic, din 1994, pentru că, până la urmă, acest muzeu este lăcașul care le va oferi tuturor acestor copii o deschidere, o cunoaștere, este un prilej de a vorbi despre ceea ce pagina de istorie, exemplificând pur și simplu ce înseamnă un brevet, ce înseamnă un avion, ce înseamnă o dioramă, ce înseamnă o uniformă, cum arăta o cască de pilot. Eroi ca Alexandru Șerbănescu, Ion Dobran, Ion Galea, Tudor Greceanu, eu citeam despre ei de când eram copil, simpatizându-l, iubindu-l din cărți, din povestile celor care l-au cunoscut mai bine și știind că a fost comandantul meu al grupului nou vânătoare, cum ar veni, capitanul Alexandru Șerbănescu era iubit de cu echipierii lui, de ce? Avea mare caracter, avea grijă în luptă, el fiind cap, avea totdeauna grijă de cu echipierii lui și avea grijă de ei în lupta aeriană. Nu-i părăsea, avea grijă de ei tot timpul,
adică să intre în luptă pentru a-i proteja de atacurile aviației inamice. În zilele de azi, puține sunt reperele și modelele, iar noi aici avem acest reper etic, moral, reper de curaj și trebuie să-l urmăm, să luăm tot ce e bun, iar elevii noștri să știe, să-i facem iubitori de istorie, să-i facem să fie curioși, să-i facem să fie spirite libere. A fost un model pentru mine. Am crescut, ca să zic așa, cu această istorie a aviației, în care, bineînțeles, în vârful piramidei era Sandu Șerbănescu. Dar știam despre ei aproape toți. Poate că am avut și o atracție în sensul acesta al istoriei, deși nu sunt istoric, că mi-am adus aminte, să vedeți ce coincidență. În 2006 am venit aici la primărie, la școală, în fine următorul an s-a dat numele școlii, apoi monumentul. Tot în 2006, imaginați-vă că și baza aeriană de la Bacău, tot în 2006 a primit numele aviatorului Șerbănescu și chiar în 1 decembrie 2006 Șerbănescu face această legătură, practic, pentru că el a servit, ca să zic așa, mai mult în zona Moldovei, dincolo și dincoace de Prut și de Nistru, sigur, dar vorbesc și în Moldova noastră, venind din Olt. Sigur că a fost un model din moment ce eu și acum îl stimez și pentru mine a fost cel mai mare aviator al românilor, aviator, pilot de vânătoare. A doborât 55 de avioane în luptă, numai să nu merg până la 55. Asta prin pricepere, prin curaj, prin maestrie. Despre lupta lor în inferioritate numerică cu Mustangurile, Lightningurile, cu aviația americană în general, și despre ziua în care marele erou aviator Alexandru Șerbănescu s-a ridicat ca să apere țara și și-a dat cu sacrificiu suprem. În această vitrină avem obiecte care aparțin marelui aviator capitan Alexandru Șerbănescu, și anume fragmente din avionul Messerschmitt 109 G6, avionul personal, unul galben, avem și macheta acestui avion, care a fost doborât în ziua de 18 august 1944 de către avioanele americane Mustang. Dintre fragmente putem observa bucăți din vitezometru, altimetru, etichetele de la radio. A fost și o problemă ceilalți cu echipieri, se pare că nu puteau comunica cu capitanul Șerbănescu și n-au putut să-l avertizeze din timp, când Mustangurile americane s-au plasat în spatele avionului. Deci altitudinea de luptă la care s-a dus lupta între 4 și 5.000 de metri, deci 5.000 de metri a venit în picaj accentuat până în pământ. Un erou este un om care își iubește țara și care este dispus, a și cu câteva cuvinte, a și spus în fața celor comandanților dânsului care au zis, le-au dat ordin să nu mai angajeze lupta cu americanii, că aceștia sunt prea numeroși, iar dânsul a spus că și dacă ar fi singur, n-ar putea să-și lase țara ca un sat fără câini și ar angaja lupta singur, aproape singur. A și făcut-o și pe 18 august a fost doborât de americani care au fost superiori din punct de vedere numeric. Era iubit pentru că era un om corect. Subalternii simțeau că sunt iubiți de comandantul lor, era direct, fără ocolișuri. Pe frontul de est, la Karpovka, în 42 noiembrie, era o situație dramatică acolo. Era grupul 7 acolo,
comandantul Grihană n-a mai putut să facă față, pur și simplu a clacat, sigur, un aviator extraordinar și un comandant extraordinar. A clacat și nu se știe unde a dispărut și atunci l-au ascultat pe el, deci a fost practic imediat îmbrățișat el ca și să preia comanda și așa i-a scos din încercuirea de la Karpovka. Cel mai mult m-a impresionat hotărârea când a reușit să iasă din încercuire, adoptând și o poziție de apărare a tuturor aviatorilor, ridicând coada avionului pe butoaie ca să poată trage tiruri cu tunul avionului asupra inamicului și faptul că în ziua când a căzut a luptat aproape de unul singur împotriva avioanelor superioare și ca număr și ca dotare în ceea ce privește armamentul, avioane care executau misiune de bombardament asupra capitalei României și asupra instalațiilor petroliere din Valea Prahovei. Era integru, drept, corect, curajos, patriot. Nu-s cuvinte, ar trebui să le regăsim și astăzi. Aceste atribute erau apreciate, erau o simțire, erau un exemplu, erau un model și iată, a rămas până în zilele noastre un reper și un simbol în zona aeronauticii și aviației militare. Vreau să relatez o întâmplare care s-a petrecut în satul Ursoaia, comuna Viperești, de pe Valea Buzăului, unde am mers împreună cu președinta Fundației Eleonora Arbănaș să căutăm rămășițele, să comemorăm locul unde a fost doborât Alexandru Șerbănescu. În timp ce s-a pomenit numele lui, aveam mai mulți invitați acolo. Unul dintre scriitori ne-a făcut semn să vedem un grup de patru vulturi care se învârteau, deci ca o patrulă aeriană, așa, pe cer, și se învârteau în jurul nostru. La un moment dat, trei au dispărut, au plecat și a rămas unul singur. Uitați, ăsta este sufletul lui Alexandru Șerbănescu. S-a pomenit de el și el a rămas aici, patrula s-a despărțit și el a rămas aici, e sufletul lui, se învârtea acolo singur. Acolo, în locul în care avusese loc lupta aeriană cu acel american care l-a doborât pe eroul nostru.